Zi-mi de un adversar cu care, nu știu, ai avut așa un adversar care l-așteptai, dar nu neapărat să te lovești, ci unul cu care știai că o să ai greu, un meci greu în Liga 1. În Liga 1, un adversar care mi-a plăcut totdeauna să joc contra el a fost Wesley de la Vaslui. Da, într-adevăr, atunci chiar aveau. Foarte bun și chiar puteai să dai în el, adică ținea, nu era te bași tare și se aruncă pe jos. Nu, și totdeauna am avut un respect față de el și el față de mine, că totdeauna ne-am salutat și înainte de meci și după meci, deci chiar ne îmbrățișam. Dar în timpul meciului jucam tot timpul tare la el. Ce ai văzut Atâns. tu, ca și apropo de chestia asta, că vine un meci și ai adversarul pe care, să zicem, îl respecti cel mai mult, cum e în cazul tău, era Wesley, Adică îl respect la, la fotbal. respectai la modul că pe Fotbalist. teren și ca, da, ca și fotbalist și că nu era de asta de se plângea sau mai știu eu ce, în fine, a accepta duelurile, să zicem. Dar cum te pregăteai tu? La ce te gândești tu înainte de un astfel de meci? Deci, sincer, Cum nu gândesc foarte mult la adversar, mă gândesc la mine. Adică să fiu foarte bine pregătit. Eu totdeauna când am fost foarte bine pregătit, n-am avut nicio problemă cu adversarii. Și până la urmă, dacă dai de un adversar puternic, îți trebuie colegul tău să fie lângă tine să te dubleze. Dar totul vine de aici, de la cap. Deci trebuie să fii liniștit și pregătit fizic. Dacă ești liniștit, nu ai nicio problemă. da, pentru că nu știu bine că am jucat și atunci mi-aduc aminte duelurile pe care le-am avut cu Manchester United și la fel. Toată lumea zice, bă, cum te pregătești de un duel în cazul meu, cum a fost cu Van Persie, dar într-adevăr, cum spui și tu, când ești pregătit și automat echipa și colegul este conectat, te gândești că vine dublajul, dublaj la dublaj, în cazul nostru, știi cum era, că trebuie să te ajuți. Da.